găsit tuturor la horoscopul zilei de 16 mai. Să vedem întâi ce mesaj au pentru noi cardurile de înțelepciune ale lui Louis Hay. După care vedem ce se întâmplă și pe astrogramă. În primul rând, cardul extras astăzi se intitulează: toate transformările mele sunt ușor de făcut, iar mesajul pe larg al cardului: pentru a schimba viața la exterior, trebuie să mă schimb în interior. În clipa în care sunt dispus să mă schimb, este uimitor cum Universul începe să mă ajute. El îmi aduce ceea ce mi este necesar. Întotdeauna am spus în analizele mele că noi atragem ceea ce suntem, noi atragem ceea ce avem în interior. Și dacă vrem o analiză clară a unei situații la un anumit moment, trebuie să ne uităm ce evenimente se petrec în jurul nostru, cu ce oameni ne înconjurăm, ce fel de comunicare avem cu cei din jur. Atunci vom ști unde suntem și în egală măsură dacă suntem înțelepți, dacă avem ochii deschiși și suntem dispuși spre schimbare, putem aduce ajustările necesare în viața noastră astfel încât să ne meargă foarte bine. Deci, cardul acesta ne reamintește că suntem ceea ce emitem, iar realitatea este un barometru perfect pentru starea noastră interioară, iar aceleași cărți ne reamintesc să ne evaluăm puțin starea și să ne schimbăm cu siguranță atitudinea pentru a obține rezultatele pe care ni le dorim. Din punct de vedere al astrogramei, astăzi, 16 mai, avem o zi dinamică, dar un pic obsesiv oscilat. O vedea pe parcurs pentru fiecare zodie ce vreau eu să spun cu asta. Încep cu semnul berbecului, care s-ar putea să aibă niște conflicte legate de bani sau niște lucruri, niște situații, niște discuții legate de bani pot degenera sau pot să creeze o zonă de conflict. Taur. Astăzi taurii sunt foarte bine susținuți pe zona serviciului, pe zona activităților legate de studiu, dezvoltare personală, accesarea unor informații de nivel înalt. Deci e chiar o hartă pentru taur sau pentru cei care au ascendentul pe taur extrem de bine aspectată, extrem de bine susținută. Poți lua decizii bune despre un serviciu, cum să te poziționezi sau dacă mai vrei să mai fii în acel job, în acel serviciu. Și dacă ai de susținut un examen, dacă comisia este corectă, atunci trebuie să stai fără niciun fel de grijă, pentru că postul sau nota sau poziția este pentru tine. Este a ta. Gemeni. Astăzi gemenii sunt plini de energie. Discuțiile cu un bărbat s-ar putea să le răspundă la niște întrebări care îi măcinau de mult și este o zi foarte bună pentru tine să iei decizii legate de un drum, o asociere sau un parteneriat. Rac. Astăzi racii sunt plini de energie. Dacă vă aflați la un drum sau într-o deplasare sau vă planificați o călătorie, vedeți că sunt niște aspecte mai stresante, dar mai degrabă sunt aspecte legate de întârzieri, pierderi, blocaje, dar nu pierderea pașaportului sau a cheilor de la casă, cât mai degrabă zbor cu avionul și ți se strică geanta sau ți se răstoarnă valiza pe banda de primire a bagajelor la aeroport. Un pic emoțiile sunt fluctuante, cu puțin efort ai să reușești să le ții sub control și este o zi în care în dragoste sau în orice ține de cuplu
în zona cuplului, tu vei găsi niște răspunsuri sau vei găsi niște soluții la probleme emoțional complicate. Leu, astăzi leii stau foarte bine la capitolul ascensiune socială și soluționarea pe calea amiabilă a unor conflicte de la serviciu. Dacă ai fost prins într-o confruntare, dacă ai fost prins într-un scandal, dacă ai fost prins într-o zonă de ceartă la serviciu sau în viața publică, nu-ți fă griji, să nu te impacientezi, pentru că astăzi este o zi foarte bună pentru medierea conflictelor pentru semnul tău zodiacal. Fecioara. Astăzi fecioarele sunt un pic agitate. Poate aștepți un răspuns, poate urmează să iei atitudine într-o anumită situație și ai așa niște emoții, ai niște îndoieli, ai niște semne de întrebare. Ei, ideea este că trebuie să te relaxezi și lasă lucrurile să se întâmple. Pentru că ai foarte mare susținere planetară. Numai puțin de 6 aspecte ultra benefice sunt active pe harta fecioarei, prin urmare lucrurile nu pot merge decât înspre bine în viața ta. Balanța. Astăzi balanțele au o zi un pic mai agitată și ai o predispoziție destul de ridicată spre conflicte cu o femeie. Această femeie se află la drum sau călătorește mult sau are ceva cu străinătatea. Ca să îți dau un detaliu ca să poți să o identifici mai ușor. Dar aceste conflicte s-ar putea să se iște, să ia naștere, fie de la un loc de muncă, fie de la niște bani. Scorpion. Când taurului merge bine, același lucru se întâmplă și scorpionului. Pentru că taurul și scorpionul sunt față în față pe axa zodiacală și ceea ce am spus taurului astăzi e valabil și pentru semnul tău zodiacal. Așa că poți să dai scroll back, să dai rewind și să asculți ce am povestit taurului. Pe scurt, pentru tine, ca scorpion, este o zi excelentă astăzi. Poți să începi lucruri noi, poți să iei decizii importante și te bucuri de susținerea unor persoane aflate în poziție cheie care îți promit un ajutor. Acest ajutor este nesperat, vine într-un moment în care era ceva dificil la tine, dar este o situație în care ai să-ți descoperi puterea interioară, capacitatea de a pune ordine în lucruri și abilitatea de a planifica viitorul cu acuratețea unui chirurg. O zi bună pentru Scorpion. Săgetător. Astăzi săgetătorii pot avea niște conflicte în dragoste. Vedeți că situația este un pic tensionată la voi pe zona aceasta a iubirii și doar diplomația sau doar capacitatea de a te tempera într-un moment în care tu vrei să izbucnești te va ține departe de un conflict foarte mare. Este o zi bună pentru tine să planifici o călătorie, o achiziție sau să începi să cauți un loc de muncă nou dacă îți doreai acest lucru. Capricorn. Astăzi capricornii au o zi foarte bună la capitolul muncă și afirmare socială. Ai foarte multă ambiție, ai determinare, dar ambiția și determinarea fără sprijinul celor din jur
nu îți aduc foarte multe beneficii. Uite că astăzi este o zi perfectă în care îți pot fi recunoscute meritele, poți să fii lăudat, poți să fii apreciat, ba chiar să ți se dea niște sarcini suplimentare care demonstrează că cei din jurul tău au încredere în tine și îți apreciază talentul. Este o zi bună pentru Capricorn să înceapă o negociere sau să semneze contracte. Vărsător. Astăzi vărsătorii sunt în mare formă, își rezolvă niște chestiuni delicate legate de viața de cuplu sau rezolvi o discuție care nu-ți făcea foarte mare plăcere, o abordezi discuția respectivă, abordezi subiectul respectiv, legat de un parteneriat, o asociere sau începerea unei afaceri. E o zi în care lucrez mult pe zona relațională. Mergem mai departe pe semnul zodiacal al peștilor, care astăzi au o zi foarte bună în ceea ce privește rezolvarea unor probleme bancare, semnarea unor hârtii, obținerea unor acorduri sau susținerea unui examen de șofat sau orice ține de locomoție, mașini, autovehicule și deplasări. De exemplu, poate vrei să-ți cumpere o mașină și de multă vreme tot căutai și uite, acum găsești mașina pe care ți-o doreai la un preț foarte bun. Dar doar un exemplu minor. O zi foarte bună pentru pești. Singurul lucru la ce trebuie să aveți grijă, la gelozie. S-ar putea să vă aducă niște probleme în cuplu dacă sunteți excesiv de geloși. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 16 mai. Mulțumesc tuturor că mi-au urmărit activitatea și nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele postări. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc o zi absolut superbă!